Tensiunile continuă în provincia Kosovo la două zile de la declararea unilaterală a independenței, în timp ce marea majoritate a țărilor europene, dar și Statele Unite, recunosc nașterea noului stat balcanic pentru sârbii din Kosovo, greul abia acum începe. Trimisul nostru special în Kosovo, Mihai Ursu, a urmărit derularea evenimentelor. Jandarmii români au intervenit în zona de frontieră dintre Serbia și Kosovo. Acolo, două posturi de control gestionate de trupele ONU și de autoritățile kosovare au fost incendiate de un grup de bărbați cu fețele acoperite. Azi noapte, o explozie a avariat mai multe vehicule în apropiere de sediul poliției în orașul Kosovska Mitrovica. Incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, însă polițiștii au cercetat fiecare centimetru pătrat al perimetrului și de asemenea au verificat și celelalte mașini pentru a vedea dacă sunt sau nu instalate dispozitive explozive și sub acestea. Este de altfel al treilea incident de acest gen care are loc în doar 4 zile în zona de nord a orașului Kosovska Mitrovica. Tot astăzi, școala sârbească din satul Laplie Selo a fost evacuată în urma unei alarme cu bombă. Teama se strecoară încet în rândul sârbilor din enclavele aflate pe teritoriul provinciei Kosovo. Aceste amenințări sunt adresate sârbilor care trăiesc în Kosovo. Ideea de societate multietnică despre care vorbește guvernul kosovar rămâne la stadiul de vorbe. Hvala Rumunima, mulțumesc Rumenia! Atacurile și alarmele din ultimele 48 de ore indică, din păcate, spre o singură concluzie, și anume că în Kosovo a început deja un război, unul psihologic, unul al nervilor, iar situația s-ar putea agrava pentru că există temeri că în curând vor putea reizbucni noi violențe în această provincie, atât de greu încercată de război și de ură interetnică. Din Kosovo, Mihai Ursu și Dragoș Stoian.